Așa arată la jumătatea lui septembrie Teatrul Mihai Eminescu în interior. Superb. Absolut superb. Una de garderobă, una dintre ele. Acum are și zona de lift. Asta se mai lucrează acum, e ultimul front de lucru. Nu mai e la dreptul, cum știați. Ăla să încerc. Sus va veni un candelabru făcut special pentru Teatrul Mihai Eminescu. Manual, handmade, la aceeași firmă care a făcut și pentru cazinoul din Constanța. Este o firmă care rezistă pe piață de pe vremea când aveam rege. Este de eleganță. Wow! Aici, lângă Făița de Aur, va veni o catifea vișinie, la fel ca și mocheta de jos. Scaunele, la fel, sunt customizate pentru Teatrul Mihai Eminescu. Scaunele au venit, catifeaua au venit. N-au venit, încă au venit, sunt programate să ajungă. În a doua jumătate a lui Somnului, noi ținem legătura cu omul. Chiar dar dacă sunt vedeți, contracte diferite. Precum vedeți, sunt pregătite șarpele pentru amplasarea asta. Sunt pregătite inclusiv ventilația, este construită. În timp ce vorbim, noi introducem aer cald ca să putem usca elementele din interior.